venit la scrierea istoriei în județul Argeș. Suntem într-un moment foarte important, un moment pe care l-așteptam cu toții de foarte mult timp și care părea că un moment important. Nu s-au luat. Până se vor rezolva cu condițiile tehnice. Bună ziua tuturor, bun venit la semnarea contractului pentru tronsonul numărul 5 al autostrăzii Pitești-Sibiu, tronsonul Pitești-Curtea de Argeș. Sunt profund onorat pentru că astăzi stau în fața dumneavoastră, în fața și în mijlocul unei comunități atât de importante. Iată că astăzi scriem istorie la nivelul județului Argeș, având în vedere faptul că proiectul autostrăzii Pitești-Sibiu este unul de importanță strategică, națională, un proiect care părea la un moment dat că nu se mai poate implementa. Suntem într-un moment istoric, asta spuneam, pentru că ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, sunt onorat să am lângă mine în acest moment pe premierul României, domnul Ludovic Orban, și pe ministrul transporturilor Lucian Bode, astăzi, în sfârșit, semnând contractul pentru acest tronson de autostradă. Suntem onorați pentru că, după cum vedeți, este deja un interval de câteva zile în care premierul României, domnul Ludovic Orban, vizita județul nostru. Îi mulțumim foarte mult domnului prim-ministru pentru că este un susținător al județului Argeș și de asemenea pentru faptul că Guvernul României are încredere în instituția prefectului din județul Argeș, astfel încât semnarea acestui contract să aibă loc chiar la sediul prefectului județului Argeș. Suntem cu atât mai mult onorați în acest sens. Știți foarte bine că actualul prim-ministru astăzi, în 2008, ca ministru al transporturilor, a contribuit din plin la realizarea centurii ocolitoare a Peștiului, astfel încât pe studiul de fezabilitate făcut atunci, astăzi, acum ceva timp, avem și această centură realizată. De asemenea, cu atât mai mult în acest context, avem astăzi semnificația acestui proiect. De asemenea, suntem onorați, avem lângă noi astăzi pe domnul Lucian Bode, ministrul transporturilor, care de asemenea este un prieten al Argeșului și care are pe agenda scurtă, ca priorității maxime, foarte multe proiecte de importanță deosebită pentru județul Argeș. În sensul acesta, dacă ar fi să reamintim doar proiectul autostrăzii Pitești-Sibiu, reparațiile care se realizează pe drumul Național 73 Transfăgărășan, drumul Pitești-Câmpulung-Brașov. De asemenea, îi mulțumim, suntem onorați pentru faptul că în rectificările bugetare de anul acesta a reușit să includă în buget bugetul necesar pentru reabilitarea gării regale din Curtea de Argeș. De asemenea, astăzi, în acest moment, pentru semnarea acordului, avem reprezentanții ai companiei naționale a CNAI, Companiei Naționale a Drumurilor, și, de asemenea, reprezentantul companiei care a câștigat licitația pentru acest tronson. În continuare, pentru a fi eficient și pentru a beneficia cât mai mult de prezența și contribuția oaspeților noștri, astăzi o să dau cuvântul reprezentanților CNAI să facă o scurtă prezentare a proiectului despre care vorbim astăzi. Bună ziua! Numele meu este Gabriel Budescu, sunt directorul Direcției Tehnice din cadrul CNAI. Obiectivul autostrăzii Sibiu-Pitești se regăsește în strategiile naționale încă din anul 1990, când a fost definit prima oară în autoritatea de guvern 1947 din 14 august 1990. Astfel, în perioada 94-97, prin Institutul Național pentru Proiectare în Transport, au fost realizate primele studii aferente acestui obiectiv. Ulterior, în anii 2008, respectiv 2015, aceste studii au fost detaliate și reconfirmate în același timp pentru a corespunde exigențelor din domeniu, precum și pentru a asigura finanțarea din fonduri europene. Și iar în anul 2017 a fost publicat anunțul de participare. Valoarea obiectivului este de circa 350 de milioane de euro și are o lungime de 33,3 km.
Iată că acum am ajuns în momentul în care putem semna acest obiectiv, care pentru noi este doar un început și sperăm să avem un construct în acest sens. O să rog antreprenorul să prezinte datele tehnice efective ale acestei secții.
Aș vrea ca să vedeți nodul rutier de la Basco. Este o descărcare autostrada Basurice peste nodul rutier, cu descărcarea în dreapta stânga. Va asigura păstrarea vitezei de portare de 130 km pe autostradă și cu descărcare, așa fel încât traficul de perspectivă a fost luat așa cum pentru următorii 25 de ani în calcul. În continuare, la kilometrul 107 va fi nodul rutier de la Băiculești, în așa fel încât să putem la aproximativ la jumătatea contractului, adică la circa 12-15 km de la începutul lui, v-am spus, începutul de fapt de sfârșitul kilometrajului, să putem să asigurăm descărcarea pentru toată zona adiacentă comunei Băiculești și în același timp descărcarea și cu DN7G. Proiectul se termină cu nodul rutier de la Pupea de Argeș, la kilometru 93. Este un nod rutier în care lucrările de la el nu înseamnă doar nodul rutier ce asigură descărcarea în autostradă, în DN7, ci are și un drum de legătură care va fi reabilitat în așa fel încât să poată să se asigure cumva descărcarea circulației de pe autostradă până în zona municipiului Pupea de Argeș. Așa a fost proiectul de la început, s-a gândit să fie etapizat, să nu ai cumva o problemă că se termină într-o zonă și nu ai cumva conexiune la problemă. În cadrul proiectului avem ce mi se pare nou că este foarte, foarte important. Din cele mai multe 6 km de suprastructuri de coduri pasaje și viaducte. Circa 3,6 km vor fi tabiere metalice, o structură metalică ca suprastructură, iar diferența vor fi bazată pe structură de beton. Vom avea peste 1000 de grinzi de beton pe toate cele 30 de km de autostradă. Din câte știm noi, este cel mai consum de autostradă care va avea cele mai mari lucrări de altă, raportat la toate celelalte care s-au făcut până acum în România. Noi vom face, până la urmă, vom face o fabrică specială doar pentru acest consum de autostradă, o fabrică de prefabricare de beton, așa fel încât să putem lucra aici, cu mâna de lucruri de aici, nu vom aduce din altă parte. Permiteți, mai este, se adaug două cuvinte. Așa cum bine a spus, noi ne reîntoarcem într-un județ care rar am primit o colaborare atât de bună. Ne întoarcem cu entuziasm. Sigur că vom primi aceeași brațele deschise. Suntem și noi nerabdătorii să încercăm aceste lucruri. Te asigur că vom face imposibil să scurtăm termene, pentru că înțeleg și deși secțiunea patriului este aproape de a fi judecată. Speranța nu treacă foarte mult timp cu contestațiile cum a trecut la noi. Tot procesul a durat peste 2 ani. Și ne ducem la Curtea de Argeș și asta e un augur, un loc istoric pentru România, un loc foarte, foarte important pentru istoria României și suntem extrem de mândri că avem posibilitatea să colaborăm și noi să luăm acest autostradă, data cât de repede posibil. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult reprezentanților CNRI și constructorului pentru această scurtă prezentare. Acum vom trece la semnarea propriu-zisă a contractului. Nu mai nimic.
istoric. Este un segment foarte important atât pentru economia locală, cât și pentru cea națională și suntem mândri că Argeșul face un pas înainte în repornirea economiei în această perioadă dificilă. În continuare, o să trecem către etapa de declarații de presă, iar apoi la final, în funcție de modul care invitații noștri vor considera, vor putea fi și câteva întrebări din partea presă. O să rog pe domnul prim-ministru Ludovic Orban, dacă nu domnului. O să rog pe domnul ministru al transporturilor Lucian Vodăs să facă declarații de presă. Mulțumesc, domnule prefect, domnule prim-ministru, domnilor parlamentari, stimați invitați, doamnelor, domnilor, vreau să spun că noi considerăm că prin accelerarea marilor proiecte de investiții în infrastructura de transport vom recupera rapid decalajele acumulate în această perioadă de criză. Ținta guvernului Ludovic Orban este să finalizeze cât mai repede obiectivele aflate în execuție. Așa cum știți, în acest moment avem în lucru 164 de kilometri de autostradă și drumuri expres. Sigur, mă refer la finalizarea obiectivelor care au un stadiu fizic de execuție de 70-80%, cum sunt cele două tronsoane, Sebeș-Turda, 40 de kilometri, loturile de pe A3, 25 de kilometri, sau Veu-Bacău, cei 17 kilometri în regim de autostradă. Totodată, guvernul Ludovic Orban și-a propus și a reușit, pe de o parte, menținerea tuturor șantierelor deschise și, pe de altă parte, lansarea în execuție de noi proiecte majore de dezvoltare a infrastructurii de transport, așa cum este și autostrada Sibiu-Pitești. După ani de amânări, tergiversări și blocaje, anul 2020 va fi anul autostrăzii Sibiu-Pitești. Am câteva argumente în susținerea afirmației mele. În martie 2020 am început lucrările la autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 1 Sibiu-Boița, cei 13 km, 212 milioane de lei, 12 luni proiectare, 36 de luni execuție. Astăzi am fost martor la semnarea contractului de proiectare și execuție pentru lotul 5, Curtea de Argeș-Pitești. Până la sfârșitul lunii mai, acest an, vom stabili câștigătorul licitației pentru proiectare și execuție pentru lotul 3, lotul 4, Ticveni, Curtea de Argeș, 9,9 km, 2 miliarde de lei, valoare, 16 luni proiectare, 44 de luni execuție. Estimăm semnarea contractului în ipoteza fără contestații pentru lotul 4. Au fost depuse 10 oferte. Estimăm așadar semnarea contractului în luna iunie 2020. Pentru secțiunea 3, Cornetul Ticveni, cei 37,4 km, o valoare de aproximativ 4,7 miliarde de lei, ne-am propus finalizarea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție și lansarea procedurii de licitație până la sfârșitul lunii iunie 2020. Compania de drumuri a beneficiat de expertiza BayPassa în ceea ce privește asistența tehnică în specializarea tunelului. Secțiunea 2, Boița-Cornetul, 31,3 km, aproximativ 4 miliarde. Aici, stadiul actual, sunt în curs de investigații geotehnice suplimentare, urmând ca, luând în considerare rezultatele acestor studii, să se finalizeze documentația tehnică și să fie demarată procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție. Pentru că foarte multă lume vorbește de 5 secțiuni pentru Sibiu-Pitești, vreau să spun că noi vorbim de 6 secțiuni. Secțiunea 6, care este, știți foarte bine, conexiunea DN73C cu autostrada Sibiu-Pitești, la nodul de la Ticveni, și modernizarea DN73 de la kilometru 44 până la kilometru 68,
În acest moment, licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție este în derulare, iar termenul de depunere a ofertelor este 26 mai 2020. Închei cu ultimul argument la afirmația că anul 2020 este anul autostrăzii Sibiu-Pitești. Argumentul finanțării. Bugetul pentru anul 2020 la titlul 58, fonduri europene nerambursabile al Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor este de 6,4 miliarde de lei. Așadar, dacă am finalizat toți cei 164 de km de autostradă și drum expres, ne-ar ajunge banii și ne-ar mai rămâne bani alocați în acest an. La rectificare, vă reamintesc că Ministerul Transportului, după mulți, mulți ani, nu a pierdut niciun leu, dimpotrivă, a primit fonduri suplimentare. Argumentul finanțării îl subliniez și prin faptul că, vă aduceți aminte, anul trecut cât scandal s-a iscat în jurul celebrului gândac. Vreau să vă spun că am răspuns la observațiile suplimentare solicitate de către Comisia Europeană în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului. Așteptăm răspunsul Comisiei Europene și eu am convingerea că vom primi în perioada următoare aprobarea cererii de finanțare pentru secțiunile 1, 4 și 5. În paralel, și cu asta închei, Guvernul României este în discuții avansate cu un partener financiar european pentru acordarea unui împrumut punte pentru finanțarea integrală a secțiunilor 1, 4 și 5. Așadar, închei, anul 2020 este anul autostrăzii Sibiu-Pitești. Vă mulțumesc și o să vă stau la dispoziție cu întrebări și pentru cazul de... și suntem siguri că tot ceea ce ne-ați transmit astăzi se va realiza în scurt timp. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste lucruri. Domnule premier, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule prefect, stimați invitați, stimați reprezentanți ai mass media. Am ținut să fiu prezent astăzi la semnarea contractului lotul 5 al autostrăzii Sibiu-Pitești, pe care îl consider ca un proiect de suflet al meu. Readuc aminte că am fost o perioadă de timp, un an și câteva luni, ministrul transporturilor. La începutul lunii mai 2007 am fost prezent pe lucrările autostrăzii de centura Piteștiului. Și după discuțiile pe care le-am avut cu constructorul, același constructor care a câștigat și licitația pentru tronsonul 5, am anunțat împreună că vom finaliza restul de lucrări de aproape 50%, 47% mi-aduc aminte, în 6 luni. Restul de 53% efectuându-se într-o perioadă de 2 ani și 10 luni. Poate mai sunt jurnaliști aici și poate și aduc aminte ce au scris și cum au luat în derâdere angajamentul nostru comun, adică constructorul împreună cu compania și cu Ministerul Transporturilor. Și cea mai bună dovadă a faptului că cei care au râs au râs degeaba a fost demonstrată de faptul că peste 6 luni am inaugurat tronsonul de autostradă de centură. De asemenea, studiul de fezabilitate pe tronsonul Sibiu-Pitești sau Pitești-Sibiu, ca să-i spunem așa cum ziceam noi, a fost finalizat în 2008, în care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și au fost pregătite documentele de licitație pentru realizarea tronsonului. Repet, în 2008. Astăzi suntem în mai 2020. Și de atunci, deși era documentația tehnico-economică finalizată, deși erau pregătite documentațiile de licitație pentru
selectarea consultantului tehnic, financiar și juridic. Din 2008, de când am plecat din fruntea Ministerului Transporturilor, nu s-a construit un milimetru de autostradă între Pitești și Sibiu. Spun lucrurile astea ca oamenii să facă diferența. Repet, toată documentația tehnico-economică era pregătită și nu s-a mișcat nimic o perioadă de aproape 12 ani de zile. Parcă e așa un dat că a trebuit să revenim noi la putere după 11 ani și câteva luni ca să se urnească acest proiect fundamental pentru România. Fundamental din mai multe perspective. În primul rând pentru închiderea coridorului 4 pan-european, care face legătura între portul Constanța și granița de vest. Legătura cu infrastructura de transport europeană. Noi trebuia să închidem legăturile pe rutier, pe feroviar și pe fluvial între portul Constanța și restul Europei cu mult înainte. Nici astăzi n-am închis această legătură care poate să pună în valoare oportunitatea extraordinară pe care o are România și anume aceea de poartă de intrare-ieșire în Europa și de punct strategic în legătura cu Est, Sud-Est. Dacă realizăm aceste lucruri într-un ritm cât se poate de rapid, putem să generăm un potențial de dezvoltare pentru România extrem de important. N-am aplaudat semnarea contractului, o să aplaud dacă acest contract va fi finalizat în cele mai bune condiții și de preferință înaintea termenelor care sunt stabilite acolo. După mine, 12 luni proiectarea și 4 ani execuția, mi se pare o perioadă de timp mult prea lungă. Cunosc compania, știu că a avut contracte în România și am convingerea că are capacitatea să finalizeze acest proiect mult mai repede. Sigur, în condiții de calitate, de... În ceea ce privește obligațiile pe care și le-a asumat Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere, pentru că prin semnarea contractului și-a asumat obligații să predea amplasamentul, să asigure finanțarea, toate plățile să fie efectuate la termen, să nu existe niciun fel de problemă din punctul de vedere al avizelor, autorizațiilor, că știm foarte clar cum merg lucrurile în România. Deci toate aceste lucruri trebuie făcute la termen, astfel încât compania, consorțiul care face construcția, să aibă totul predat la termen, astfel încât să nu existe niciun fel de motiv pentru a întârzia lucrările. Am încredere în conducerea companiei. Cu doamna director Mariana Ioniță am colaborat și știu că va avea capacitatea să asigure un management cât se poate de serios și pentru acest proiect și nu numai pentru acest proiect. Mă bucur enorm de graficul care a fost prezentat de domnul ministru al transporturilor Lucian Bode și de asemenea și aici am încredere că va fi respectat. Este inadmisibil, vă repet, este inadmisibil ca după 12 ani, când am ajuns noi la putere, să nu putem să dăm drumul la licitație pe sectorul 2 și 3 din cauza faptului că nu au fost aprobate toate considerentele și că nu s-a respectat și niciodată nu a existat un răspuns concludent în ceea ce privește obiecțiile care au fost formulate de DG Envi, Direcția Generală de Mediu de la nivelul Comisiei Europene și de ceilalți oficiali de la nivel european care au solicitat clarificări tehnice sau au solicitat din partea noastră măsurile pe care le luăm pentru a asigura respectarea normelor de mediu la nivel european. Nu mi se pare normal. Acest proiect este finanțat pe exercițiul 2014-2020. Nu se poate că între 2014 și 2020 aproape ajungem la finalul perioadei de programare, exercițiului financiar multianual pentru care am avut la dispoziție banii pentru a putea finanța acest proiect de autostradă și noi să trebuiască să semnăm pe final din cauza faptului că pe alții i-a durut la bască sau poate nu au avut niciun interes să dezvolte proiectele de infrastructură pentru România. Din punctul nostru de vedere, prioritatea o reprezintă investițiile în infrastructură. Infrastructura de transport care trebuie să se dezvolte cu o viteză miraculoasă. Noi vrem să construim, să legăm provinciile istorice, să creștem coeziunea, să asigurăm fructificarea potențialului de dezvoltare economică pe care o are România
prin asigurarea unei infrastructuri de transport la standarde europene, nenegligând niciun fel de alt proiect de investiție majoră în infrastructură, infrastructura de comunicații, infrastructura de sănătate, infrastructura din domeniul energiei, care de asemenea este fundamentală ca suport pentru dezvoltarea economică a României. O să urmăresc nu numai acest proiect, ci toate celelalte proiecte, Comarnic-Brașov, Autostrada Unirii, Târgu Mureș, Iași-Ungheni, Autostrada Transilvania, Autostrada Bacău-Brașov, toate proiectele de investiții în infrastructură care sunt fundamentale pentru a asigura legătura între provinciile istorice, o șansă egală la dezvoltare pentru fiecare provincie istorică și care cu adevărat, repet, pot să ne aducă în poziția în care să ne fructificăm toate oportunitățile de dezvoltare economică la care avem dreptul. Spor la treabă, domnilor și doamnelor! Pregătirea documentațiilor a fost extrem de lentă, de asemenea modul în care s-au derulat procedurile de licitație a dus la situația în care ne găsim astăzi ca la în ultimul an al exercițiului financiar multianual 2014-2020 să semnăm acest contract. Da, încă o dată vă spun, deci a existat documentația tehnico-economică adoptată încă din 2008. Și din 2008 până în 2020, iată că a trebuit să venim tot doi la putere ca să putem să semnăm acest contract. Este laudă, spun noi, am cu ce? Cu ce? Cu ce? De asta v-am și întrebat pentru cu ce se laudă? Cu întârzierile de 12 ani? Eu cred că aici, dacă cineva ar avea urmă de bun simț, ar trebui să atacă. Și mai am o singură întrebare. Astăzi, din această sală, se încalc ordonantele militare? Fiind prezente atât de mult oameni? După cum vedeți, fiecare dintre noi are mască, cu excepția dumneavoastră. Sunt convins că există un acord din partea DSP, dar lucrul cel mai important este acela că practic pornește acest proiect fundamental pentru dezvoltarea economică a României. Mulțumim mult! Mulțumim pentru întrebare. Altcineva? Este un miliard, e suma prevăzută aici, 710 milioane de ron. Asta e suma prevăzută pentru realizarea tronsonului. Există finanțarea asigurată de la nivelul Uniunii Europene. Mai mult decât atât, pentru a nu greva bugetul de stat, Ministerul Transporturilor este în negocieri cu un finanțator instituțional pentru a putea asigura efectuarea plăților până la decontarea de către Comisia Europeană, astfel încât să nu greveze asupra bugetului. Deci este planul financiar, din punctul meu de vedere, este foarte bine gândit și va putea asigura decontarea lucrărilor la termen. Nu. Nu mai există, pentru că aici există acord de mediu care a fost dat în baza documentațiilor. Din punct de vedere tehnic există acordul tehnicienilor, să spun, care asigură consultanță Comisiei Europene. Deci pe tronsonul ăsta nu mai avem nicio problemă. Vă spun, singurul tronson unde mai avem probleme este tronsonul 2, unde probabil mai trebuie făcute niște foraje pentru validarea soluției tehnice, care este la solicitarea
inginerilor care sunt pe acest proiect și care asigură, să spun, suport tehnic, consultanță pentru cei de la Comisia Europeană. Din punct de vedere tehnic, din punct de vedere financiar, nu există niciun impediment. Sigur, va fi foarte important corelarea graficului de mobilizare cu graficul pe care trebuie să-l pună la punct compania pentru realizarea tuturor procedurilor, care exproprieri, descărcare arheologică, obținerea vizelor, predarea amplasamentelor la termen, obținerea vizelor de scoatere din, să spun, din regim silvic anumitor zone unde va fi necesar. O mulțime de operațiuni, deci practic trebuie asigurat frontul de lucru pe măsura mobilizării constructorului. Și aici am încredere că va exista o cooperare apropiată și că nu vor apărea sincope în relația între beneficiar și constructor. Domnule prim-ministru, luați în calcul și execuția centurii de nord a Piteștiului care să facă legătura între această autostradă și drumul expres Pitești-Craiova? Aici vă poate da răspunsul domnul ministru al transporturilor. N-am intrat în detalii la virgulă, să spun așa, în prezentare, pentru că am fost presat de timp, dar pentru că ați adresat această întrebare, vă rog să prezentați strict secțiunea despre care face vorbire colegul nostru. Vă rog. Legătura între cele două autostrăzi va fi realizată prin o secțiune a variantei de utilizare Pitești-Vest, care este în pregătire în acest moment. Urmând a fi publicată pentru licitație la studiul de fezabilitate și studiul de fezabilitate. Ulterior, urmând a fi publicat proiectul tehnic și execuția la face. Deci, da, va fi realizată, timpii calculați de noi au sunt de așa măsură încât să la finalizarea acolo, Pitești, Pitești, Sibiu, să avem funcțional această variantă autoritară care se încadrează între cele două autostrăzi. Domnul prim-ministru, constructorul se poate încadra ferm în termen și poate fi anseamnă să asteptăm, poate spune? Întrebăm până. Vă dau eu răspunsul, nu l-a să dea răspunsul, da, după părerea mea, da. Dacă va fi nu va fi încurcat. Ce termen rezonabil de avansat puteți considera de noastră oricine, ascultați-mă, oricine v-ar da acum un termen s-ar hazarda, pentru că doar în momentul în care ai proiectul tehnic poți să-ți dai seama cu adevărat ce poți să reduci ca și termene și poți să reduci termenul de execuție care este 4 ani în momentul de față, 48 de luni. Vă repet, oricine se apucă, zice, se termină 3 ani de zile, s-ar hazarda. Trebuie văzută după realizarea proiectului tehnic, pe baza unor evaluări foarte serioase a lucrărilor și a capacității de a reduce timpii de realizare a lucrărilor, care e nou termen de realizare. Vreau să-mi puneți o întrebare? Dacă mai multe întrebări despre măsurile de relaxare, dau să le puteți, sigur să nu vă rezum mult. Dacă vor avea sau nu, vor mai avea sau nu nevoie românii de declarație după 15 mai, dacă vor fi deschise terasele de la data de 5 iunie, pentru că sunt persoane din alimentația publică ce spun că s-a promis acest și mai ales ce se va întâmpla, pentru că sunt mentalități legate de părinții care au acum zile libere să-și îngrijească copiii, da, care vreau să fie la școală. Vă dau răspunsurile scurt. Am înțeles întrebările privitor la decizia dacă va fi sau nu va fi necesară declarația. Decizia va fi luată de Consiliul Național pentru Situații Speciale de Urgență după declararea stării de alertă. Există opinii pe tema asta. Până la urmă va prevala decizia Consiliului Național pentru Situații Speciale de Urgență și o vom anunța public, în mod evident, în timp util, astfel încât oamenii să știe despre ce e vorba, ce este cert, vor exista o sumă de motive care sunt publicate deja pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, le-am prezentat public pentru deplasarea în afara localității. De asemenea, gândim pentru arealurile metropolitane, unde practic există o legătură extrem de apropiată, să nu existe astfel de restricții, pentru că sunt foarte mulți care lucrează, să spun, în arealul metropolitan, în afara
capitalei reședință de județ, cum e cazul Pitești-Mioveni, de exemplu, astfel încât să nu există restricții în ceea ce este considerat un areal metropolitan rezonabil. În ceea ce privește dreptul de care beneficiază un părinte ca să stea cu copilul, va fi valabil până la începutul vacanței școlare. Adică asta este regula, va face obiectul ordonanței de urgență pe care o vom adopta tot joi. Joi, practic, vom adopta prin ordonanță de urgență toate măsurile care au fost stabilite pentru perioada stării de urgență, care au generat drepturi, facilități, avantaje pentru diferite categorii și vom stabili care sunt măsurile pe care le întindem dincolo de situația de urgență în perioada stării de alertă. Pot să vă spun sigur, de exemplu, că în privința șomajului tehnic vom prelungi plata șomajului tehnic, cel puțin până la data de 1 iunie, urmând să menținem șomajul tehnic doar în acele domenii care vor menține sub restricții după data de 1 iunie, să înlocuim șomajul tehnic cu o măsură activă de susținere a relorii activității de către angajații companiilor care au, din cauza închiderii totale sau parțiale, au trebuit să-și trimită angajații în șomaj tehnic. Mai era întrebare la care nu v-am răspuns. În ceea ce privește deschiderea teraselor, este adevărat că am avut o discuție cu cei din Horeca și m-am arătat deschis să discutăm. Avem pe data de 18 o nouă discuție. Vă spun, totul depinde de evoluția epidemiei în cele două săptămâni dintre 15 mai și 1 iunie, în care, odată cu măsurile de relaxare, nu va mai putea exista un control foarte strict din partea autorităților. În cea mai mare parte, ținerea sub control a răspândirii virusului va depinde de comportamentul responsabil al cetățenilor, așa cum a fost 98%, 99% dintre cetățeni s-au comportat extrem de corect și din cauza asta nu a existat o răspândire a epidemiei foarte mare. La fel fac un apel către ei, după data de 15 mai, în mare parte va sta în puterea lor și numai respectând regulile și recomandările pe care le formulăm noi în toate documentele pe care le adoptăm, să țină sub control evoluția epidemică. Dacă lucrurile vor sta bine, după 1 iunie vor urma noi măsuri de relaxare și recunosc că am discutat despre terase, ca odată cu încălzirea vremii să putem da drumul în anumite condiții după 1 iunie și la terase, dar decizia se va lua în funcție de evoluția din perioada 15 mai 1 iunie. Păi deja am anunțat. Uitați-vă că noi am publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor și Interne acel document, care sigur e în dezbatere publică, așteptăm observații, comentarii, propuneri. Pe de o parte, unde se mențin restricții, unde se dă drumul fără niciun fel de altă restricție și unde se dă drumul, la ce activități vor fi permise, dar condiționate de respectarea anumitor reguli. Ăsta este documentul care există pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, mi se pare că de vineri e publicat sau de sâmbătă dimineață. Tocmai de-aia l-am publicat, ca oamenii să se familiarizeze cu aceste decizii, să primim puncte de vedere din partea structurilor asociative, din partea angajatorilor, a angajaților, să vedem dacă se mai modifică ceva. Acolo, în mare parte, știți când se va afla? Când se va lua decizia în Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență privitor la restricțiile care se mențin după ce Consiliul Național pentru Situații Speciale de Urgență va decide instituirea stării de alertă în cadrul situației de urgență. Îmi cer scuze, trebuie să plec, că am o dezbatere cu organizațiile neguvernamentale. Vă mulțumim mult pentru prezență și încă o dată spor la treabă, mobilizare. Vă mulțumim tuturor pentru participare.